Doamne, ce te-ai făcut? Te-am trimis doara. Trebuie să ajut de ajut cu coma la brat. Ramotez încă o dată, am o dată de dragă foc. Considerând aceasta, da, o... Alo! Alo! Stimați concetățeni, ne vom retrage acum pentru a constitui Consiliul Frontului Salvării Naționale. Imediat intră în licitație în cazări. Nu se trage absolut niciun copil. Vine un tip și îl prinde așa de haină, de guler și îl trage. Stați mă, ce faceți? Și să-l aruncăm de sus că îl cere poporul. Bă, nu e bine, stați! Și am avut o inspirație genială. Am spus, îl arestez! În momentul când am spus treaba asta, așa un fior a străbătut masele. Aici ai puterea, zicea Vernivișan. L-a arestat pe primul secretar. Nu știa nimeni de unde am eu putut. Nu avea nimic, am spus așa o vorbă. Și l-am băgat, am să mergem la el în cabinet, să, într-un fel să-mi cer scuze, așa era. Că nu aveam clar ce-i cu revoluția asta. Și m-a apucat un fel de frică. Și mi-am pus întrebarea, care e rostul meu acolo? Este un rost care apără ceva sau un om care poate fi oricând ținta cuiva? Acasă nu puteam merge, că așa era treaba, și l-am sunat pe generalul Topeceanu. De-aia eu cu generalul Topeceanu am fost în relații foarte bune. Tot timpul, dar el știa, avea informații, a fost mai viclean decât mine. Și îl sun și zic, domn general, ce facem cu revoluția? O ducem mai departe sau ne oprim aici? Au început interesele. Politice. Politice și de altă natură. Au venit ungurii la mine să le dau libertatea, să nu știu ce, să facă școli maghiare, să scoată copiii din școlile românești. Am zis, mă, cred că e bine să rămână și maghiari și români în școli. Nu. Școlile trebuie să fie numai maghiare. Dom'le, eu nu pot să vă rezolv treaba asta. Zic, asta pot să o notez și când se vor liniști lucrurile la București, să vorbim și să vedem ce se întâmplă, care e mersul societății. Nu pot eu să hotărăsc. Și nici n-aș fi vrut să hotărăsc, pentru că nu era în seama mea. Asta era o problemă de stat. Bună ziua, suntem alături de unul dintre cei mai reprezentativi lideri ai Revoluției Române din decembrie 1989 din municipiul Cluj-Napoca, maestrul Dorel Vișan. Bine ați venit, maestre Dorel Vișan, la acest interviu, la acest dialog. Bine v-am găsit! O prima întrebare ar fi, unde vă aflați pe 21 decembrie 1989, când au început evenimentele de la Cluj, care vreau să ducă la dezmântământul din 22 decembrie 1989? Eram la Cluj, pregăteam un spectacol cu Victor Rebenciuc, care venise invitat să joace acolo și chiar în 21 seara sau în 22 era reprezentația care s-a amânat, nu s-a mai ținut. Cum a pornit toată treaba? Încă mai cu câteva zile mai înainte, după ce a pornit la Timișoara și la Cluj, s-a simțit deja mișcarea. Doamna Doina Cornea a făcut foarte multe valuri acolo și armata a ieșit pe uliți, de acolo să apere regimul și la un moment dat s-au auzit niște împușcături. Eram acasă. Și am zis, ăștia sunt nebuni, mă duc să văd ce fac. Nevastă mea, să nu plec. Nu se întâmplă nimic.
Și am plecat în centru acolo, dar nu m-am apropiat prea tare de centru. Asta pe 21 decembrie. Da, sincer să fiu, am avut oarecare reținere de a mă apropia prea mult. Acolo era armată, erau băieți aceia care au strigat acolo sloganurile Revoluției. Și când m-am întors, m-am întâlnit cu doamna Cornea, care venea cu un grup de revoluționari, să le zic. Noi eram vecini, nu stătea departe de mine. Și prin poștaș îi trimiteam, vorbe de rezistență. Încurajare. Așa, de încurajare. Și așa ne-am cunoscut și acolo, prima dată, atunci am cunoscut-o personal. Ei, și a doua zi, pe urmă, în 22 dimineață, s-a ținut un miting la catedrală, s-a spus o rugăciune și a încercat să se creeze Frontul Salvării Naționale acolo. Consiliul local al Frontului Salvării. Eram cu Victor Rebenciu, cu un prieten de-al meu, cu un medic, Dumnezeu să-l odihnească, mare profesor, Pop Teofil, s-a dus dintre noi. Așa, și ăla avea o sticlă de whisky. Și zice, măi, ce facem cu sticla asta? Mă, o bem în numele Revoluției. Frumos. Hai să mergem acasă. Și am mers acasă la mine, n-am ajuns să punem în pahare și a venit un băiat cu un bilet la ușă și a zis, doamna Cornea, vă invită să mergeți să opriți împreună cu ceilalți vărsarea de sânge. Și atunci m-am dus acolo la... Asta pe 20 decembrie. Îți povestesc așa cadru. Da. Acolo la școala de preoți nu puteai, toți vorbeau odată, nu se putea face nimic, nici nu s-a creat Frontul Salvării Naționale. Am ieșit cu Victor și stăteam în fața catedralei. Era dimineață, la 10-11. Și au venit niște tineri și a zis, dom'le, haideți că se devastează județeana de partid. Ce să fac eu? Noi suntem tancuri. Păi ce, sunteți cunoscut? Și era atât de multă lume acolo în față și atât de deși, încât m-au dus din mână în mână, nu printre ei. Din mână în mână pe sus. Și am o poză din aia. Și m-au aruncat acolo pe treptele județenii. Eu îi cunoșteam pe primul secretar, pe toți, pe toată lumea. Ei mai erau în serviu sau plecaseră? Nu, era acolo. Și am mers la primul secretar să vorbesc cu el. Dar acolo era plin de lume, toți ieșeau, unii duceau lucruri, unii duceau hârtii. Mă, stați mă, frate, nu e bine ce se întâmplă aici. Și am ajuns în holul secretariatului. Luăm lângă om. Intraseră deja în județean. Față în față cu primul secretar. Ne cunoșteam foarte bine, eu am fost secretar de partid. M-au dat pe urmă afară și au pus pe altul, dar am fost o vreme secretar de partid. Așa. Și cu câteva luni înainte fusesem cu un film în Polonia sau în Cehoslovacia, nici nu mai știu, unde era ambasador Homoșteanu. Cred că la Praga, George Homoșteanu. La Praga. La Praga, da. Fost, așa. Fost și atunci... Homoșteanu mi-a zis, domne, să te duci să-i transmis salutări lui, la primul secretar Moga. Ia și m-am dus și i-am transmis și zic, tu, așa, dacă tot am venit să vă trans salutări, am venit și cu o cerere să-mi dați o mașină peste rând. Zice el, eu nu dau la dumitale, îți dau, mi-o dat mașină. Deci eram în relații umane, așa. Și cum vorbeam cu el, vine un tip și îl prinde așa de haină, de guler și îl trage. Stați, mă, ce faceți? Și să-l aruncăm de sus, că-l cere poporul. Bă, nu e bine, stați! Și am avut o inspirație genială. Am spus, îl arestez! În momentul când am spus treaba asta, așa un fior a străbătut masele. Aici ai puterea, zicea Vernivișan. L-a arestat pe primul secretar. Nu știa nimeni de unde am eu putut. Nu avea nimic, am spus așa o vorbă. Și l-am băgat, am să mergem la el în cabinet, să, într-un fel să-mi cer scuze, așa era, că nu aveam clar ce-i cu revoluția asta. Acolo, om lângă om. L-am dus într-o cămăruță acolo în spate, avea el de odihnă și
La aia doi le-am spus, stați aici și îl păziți până când o să vă spun eu. Și am venit, trebuie să spun asta ca să spun cum am, imediat cum am început. Și zic, l-am arestat pe prefectul, trebuie să alegem un prefect nou al Revoluției, dumneavoastră. Stați, mă, eu nu sprigăt, nu, doamna Cornea, președinte de onoare, eu președinte activ, și s-au înscris toți câți au fost acolo. Așa s-a făcut Frontul Salvării Naționale. Consiliul local al Frontului Salvării Naționale. Da. S-au înscris, nu chiar toți, unii nu s-au înscris, că dacă ești tu acolo e suficient, nu trebuie să fim și noi. Deci oportunismul funcționa extraordinar. Ne-am așezat la masă, am zis, mă, toată lumea iese, rămâne numai Frontul Salvării Naționale. Erau mulți. Ne-am așezat la masă, nu ne ajungeau scaunile. Și atunci am zis, băi, împărțim în două și de aici, și nu mai găsesc lista aia că aveam, nu știu ce am făcut cu ea, am rătăcit-o. Am tras cu un creion roșu, am zis, de aici în jos, mergeți și luați puterea la municipiu. La primărie. Au ieșit, ăia s-au dus. Mă sună peste câteva minute și aici salți, o luat deja puterea, ce să vă fac, rămâneți acolo. Așa, și am rămas, ne-am așezat la masă. Și zice, spuneți-ne ce să facem. Păi eu de unde să știu ce să facem? Și cineva a avut ideea, zice, domnule, să-l chemăm pe generalul Toplicianu. Comandantul Armatei a IV-a. Și a venit generalul Toplicianu, când a intrat, i-am spus, domnule general, uitați, s-a încropit aici un front a Salvării Naționale și eu am fost ales președinte și vă rog să veniți să discutăm niște lucruri, că suntem în, așa, nebuloasă. Când a venit generalul și a intrat, a făcut așa, domnule președinte, sunt general colonel Toplicianu. Da, Toplicianu, la Ordinul Revoluției, servez România. Domnule, mi s-o muia genunchii. Și am zis, domnule general, stați, domnule, puțin, că încă nu știu. Zice, nu, lăsați să vadă lumea unde e puterea, că altfel se creează haos. Și din momentul ăla l-am ales pe vicepreședinte, pe general, și din momentul ăla am început să conducem acolo, sunt multe lucruri de povestit. Dar asta vreau să, au trebuit să vă spun ca să vedeți cum a început. Doamna Dorina Cornea era plecată la Oradea, că a vrut să plece la București și nu era în siguranță aerul. Și până a venit dânsa, ne-am descurcat cum deci, am putut. Practic ați devenit, fără voia dumneavoastră, liderul mulțimii, da, exact, ales exact, de mulțime, pentru doar pentru faptul că mulțimea sățeane. Eram cunoscut și, sincer să fiu, aveam și eu niște nemulțumiri, adică lumea în care trăiam avea și lucruri foarte bune, dar avea și lucruri rele care nu-mi plăceau și am fost oarecum pornit împotriva acestei lumi și am crezut că va fi mai bine. Așa cum am crezut tot. Și practic în perioada când s-au început așa, mă rog, zvonurile, atacurile teroriste și toate lucrurile de după 23 decembrie 1989. Am fost acolo. Care a fost relația dumneavoastră cu armata, cu cei de la securitate? Domnule, relația, așa, noaptea aia, l-am arestat pe comandantul securității și pe comandantul, adică i-am chemat acolo la mine pe la 3 dimineața, cred că era comandantul poliției și comandantul securității, generalul. Și generalul Șerbănoiu, zic. Șerbănoiu. Și rusul era la poliție. Și am spus, domnilor, aici s-a format un front al salului Revoluției și trebuie să predați tot. Ei predaseră deja, că niște revoluționari cu doamna Cornea au fost pe acolo, i-au imobilizat într-o cameră acolo și eu pe urmă am fost și am făcut o vizită acolo la ei. Îl cunoșteam pe generalul și generalul mi-a zis așa, domnul Veșan, trebuie să mă arestați că așa e ordinea lucrurilor. Dar vreau să vă spun un lucru. Țineți cont că oamenii mei tot de ordinele mele ascultă.
Deci trebuie să colaborăm, să vedem ce putem. Și într-adevăr așa am și colaborat cu ei. Și mi-au și mulțumit pentru că eu i-am ajutat în niște condiții destul de complicate, care nu erau bune, bine făcute. Așa, așa a fost începutul. Pe urmă au fost multe și așa. A doua zi dimineață, cu generalul Toplicianu și cu cine mai erau acolo, am organizat prima și ultima întâlnire a factorilor de răspundere din Cluj. Toți directorii de întreprinderi, de la ape, de la gaze, de la tot, i-am chemat la ordin. Asta e 23 sau 24 decembrie? În 23 dimineață. Și am spus așa, măi, tovarăși, n-avem nici o legătură deocamdată cu conducerea Revoluției din București, o legătură directă. Dar am organizat acest front al Salvării Naționale pentru securitatea orașului. Dumneavoastră, vă îngrijiți exact așa cum ați făcut până acum, să fie pâine, să fie apă, să fie gaze, să fie liniște, să fie exact. Și pe urmă vom vedea ce va fi, că nici noi nu avem legătură nici cu domnul Iliescu, nici cu domnul Mazilu, pe urmă am făcut cu domnul Mazilu după vreo săptămână. Și într-adevăr ei au răspuns, au mers fiecare la locul lor, am chemat secretarele fostului, săracile erau speriate și nu se întâmplă nimic, dar dumneavoastră știți telefoanele. Și convocați pe oameni, noaptea, la 3 am convocat să vină pe dimineață. Deci așa a fost începutul, pentru că eram într-o stare haotică, nu știam care este treaba. Se anunța că la un moment dat, de exemplu, în seara de 24, toți au plecat la colindat, membrii Frontului Salvării Naționale. Și a rămas singur. A rămas singur. Cu un colonel care păzea acolo și care spunea, domn președinte, un blaz mai a plecat, că naiba știe aici geamburile astea. Și colonelul se retrăsese, iar garda care o aveam acolo, că am scos toată lumea din județeană, garda care era acolo, le-am dat și lor câte un par de țuică de Crăciun și dormeau băieții. Dom'le, și m-a apucat un fel de frică. Și mi-am pus întrebarea, care e rostul meu acolo? Este un rost care apără ceva sau un om care poate fi oricând ținta cuiva? Acasă nu puteam merge, că așa era treaba. Și l-am sunat pe generalul Toplicianu. De-aia eu cu generalul Toplicianu am fost în relații foarte bune. Tot timpul, dar el știa, avea informații, a fost mai viclean decât mine. Și îl sun și zic, domn general, ce facem cu Revoluția? O ducem mai departe sau ne oprim aici? Că zic, toți au plecat, sunt singur aici, nu pot nici cu nevastă, mai vorbeam la telefon. Zice, domn președinte, vă trimit o tanchetă să veniți la colindat. Mi-a trimis o tanchetă, m-am urcat, mă, nu era departe, era 800 de metri, un kilometru poate. Și m-am dus la el. Eu îți povestesc faptele umane care au fost atunci. Da, înțeleg. Așa. Și a scos o sticlă de rom Jamaica, era atunci băutură. Pus un păhărel, am băut câte un păhărel, am mai pus un păhărel, am mai băut câte unul. Și a zis, domnul președinte, acum spuneți, care e necazul? Cu Revoluția. Domn general, ce facem? Ne oprim aici sau mergem mai departe? Știi ce mi-a spus? A zis, domn președinte, că așa ziceau, mai aveam titula. Zice, dacă ați pornit pe drumul ăsta, țineți-l mai departe. Nu-i bine să vă retrageți. Vom vedea ce va fi. Și m-a dus la geam.
în curtea comandamentului erau, cred că, vreo 50 de tancuri. Zice, astea stau înaintea mea și a dumitale în ultimul moment, dacă nu avem altă salvare. Dacă astea vor fi distruse, și noi vom avea soarta pieirii. Sigur că m-am întremat așa în... Moral, da, în ideea mea patriotică și așa. Și am mai băut câteva păhărele de rom, Jamaica. Eram chiar revoluționar în plenitudinea cuvântului. Asta a fost așa o treabă care mi-a făcut foarte bine. Pentru moral, pentru suflet. Da, sigur. Și ați rămas președintele Consiliului. Pe urmă am avut discuții cu doamna Cornea. Dar ați rămas președintele Consiliului. Deja după, încă înainte, după 25, deci după moartea lui Ceaușescu, au început interesele. Politice. Politice și de altă natură. Au venit ungurii la mine să le dau libertatea, să nu știu ce, să facă școli maghiare, să scoată copiii din școlile românești. Am zis, mă, cred că e bine să rămână și maghiari și români în școli. Nu, școlile trebuie să fie numai maghiare. Dom'le, eu nu pot să vă rezolv treaba asta. Zic, asta pot să o notez și când se vor liniști lucrurile la București, să vorbim și să vedem ce se întâmplă, care e mersul societății. Nu pot eu să hotărăsc. Și nici n-aș fi vrut să hotărăsc, pentru că nu era în seama mea, că asta era o problemă de stat. Ei, și multe lucruri au fost. Am avut și căderi, așa, ca să zic. Într-o seară a venit generalul Gușă. Și fostul șef al Marelui Stamajor. Așa. Și a venit la comandament și m-a sunat domnul general Toplicean. Domnul președinte, vă trimit o tanchetă. Că așa circula cu tancheta. Să veniți până aici, nu mi-a spus. Am ajuns acolo și generalul Gușă, atunci l-am cunoscut, zice, domn președinte, trebuie să arestăm pe șeful poliției și pe șeful securității. Dumneavoastră trebuie să-i arestați. Am simțit că acolo era o poveste. Armata vroia să treacă toată vina pe securitate. Ce s-a întâmplat, lucruri care n-au fost în folosul Revoluției. Și am zis, da, dacă este ordine, îi arestăm, dar trebuie să mă consult cu Consiliul, cu front, cu ceilalți tovarăși. Păi mergeți și vă consultați și să ne spuneți că ați arestat. Bine. Și mă duc la județeană și îl chem pe generalul și pe comandantul poliției. Nu m-am consultat cu colectivul. Și i-am spus, domnul general, trebuie să vă arestez. Acum chiar pe bune trebuie să vă arestez. Da. Zice, n-aveți altă posibilitate. Arestați-ne. Dar am o rugăminte. Să ne urmăriți unde ne duc. Să aveți tot timpul relație cu noi. Că ceva nu-i curat. I-au dus la Dej. Acolo era o unitate de tancuri. I-au dezbrăcat complet și i-au așezat pe ciment cu armă la templă. Dar între timp, eu l-am găsit la telefon pe domnul Mazilu. De altfel, dânsul mi-a zis, dacă ați putea vorbi cu domnul Mazilu sau cu domnul Iliescu, nu pot vorbi. Când sunam la București, fete, vai, ce bine ne pare că vorbim cu dumneavoastră. Dar unde-i domnul? Sunt la Revoluție. Nu puteam vorbi cu nimeni. L-am găsit pe domnul Mazilu, i-am spus care e situația și ei s-au întors pe urmă de la... pentru că nu aveau motive de acuzații suficiente pentru ca să fie omorâți. Ei, și am avut, pe urmă, alte relații cu ei, am discutat, ei mi-au spus foarte multe lucruri și știam rosturile și cum merg, dar au început interese, inclusiv doamna Cornea, care avea
interese în zona maghiară. Și la un moment dat am spus demisionez din funcția de președinte. Deci ați apucat 1 ianuarie în funcție de președinte sau ați demisionat mai repede? Cred că prin 29, cam așa ceva, decembrie. Foarte repede. Da. Și cu doamna Cornea n-ați reușit să cădeți la un consens? Nu, deși am avut discuții cu dânsa. Acolo ea avea niște oameni în jurul ei care erau foarte oportuniști. Avea câțiva revoluționari din ăștia care aveau influențe și prin alte medii. Plus că, nu știu cine i-a băgat ideea, eu atunci făceam rolul lui Creangă. Filmasem la ea și aveam părul vopsit, galben așa, și eram foarte dubios. Foarte dubios, cu părul vopsit, revoluție, se conducă revoluția, parcă nu cade bine. Și au fost. Plus că eu m-am ținut tare, adică eu mi-apăram credințele și ideile care consideram că ar fi necesare într-o revoluție. Acum, după atâția ani, după mulți ani, consider că atunci când vorbim despre un eveniment ca acesta mare, care a schimbat într-un fel soarta neamului și a națiunii, trebuie să punem o singură întrebare. Este revoluția o cale a vieții, a libertății și a bunului mers al neamului? Sau nu este? Dacă este o cale a vieții, a libertății și a prosperității, atunci jertfele n-au fost zadarnice. Dar dacă nu este, atunci jertfele au fost zadarnice. Și atunci, în acele clipe, simțeați că acesta este drumul, că trebuie răsturnat regimul, că trebuie aruncat la coșul de gunoi istoric cu totul? Sau aveați sentimentul că ceva mai trebuie... Așa am crezut atunci, că trebuie să schimbăm tot ca să fie mai bine. Nu mi-am putut imagina că revoluția va fi atât de repede confiscată. De cine? De cei care au avut interese să pună mâna pe această țară. Deci mai puțin un interes național și mai mult interese de grup, interese personale. Interese s-au format, partidele sunt expresia democrației. Și au interese de grup. Numai că partidele la noi care s-au format, chiar dacă s-au numit istorice, au fost grupuri de interese. Și au făcut greșeli foarte mari. De exemplu, Partidul Țărănesc, creștin și democrat, în credința mea, a făcut cea mai mare greșeală post-revoluționară. Restitutio in integrum. Unde, după niște calcule care mi le-a spus un finanțist, au ieșit din țară peste 200 de miliarde de euro în despăgubiri și în... Am vorbit odată cu domnul Iliescu, când eram la Institutul Revoluției. Am venit mai repede la întâlnire și am intrat la dânsul în birou și i-am spus, domn președinte, de ce ați lăsat să se facă restituția în integru? Și n-am fost informat. Cum n-ați fost informat? A fost șeful statului. Și n-am fost informat pentru că pe urmă am aflat cum s-a procedat în Ungaria. În Ungaria nu s-a restituit nimic decât în bani. Dar nu o sumă mai mare de 60.000 de euro. Înțeles. Deci ai avut 3 străzi de case și de blocuri, ți-au dat 60.000 de euro
Alea au trecut în patrimoniul statului. Patrimoniul statului. Să-ți cumperi un apartament cu 40 de mii și să-ți începi să trăiești viața. După 1 ianuarie 1990, n-ați vrut să vă implicați în viața politică sau n-ați fost invitat? Am fost invitat de câteva ori și odată chiar domnul Iliescu, că am fost în relații bune cu dânsul, mi-a spus, zice, domnule, te punem pe loc eligibil să devii senator de drept, nu al melcilor. Corect. Asta și am zis, domn președinte, lăsați-mă să mă gândesc 2-3 zile să văd ce pierd și ce câștig. Asta. Și după 3 zile l-am sunat și am zis, domn președinte, pierd. Pierd pentru că intrând acolo intri într-o zonă de compromis. Nu poți să vii cu idei și cu propuneri care nu le acceptă grupurile de interese, că te blochează la mantinelă. Eu am vorbit cu unii care au fost acolo, nu care au fost acolo păpuși și au luat banii statului degeaba, ci care chiar au vrut să facă ceva. Și mi-au spus, dom'le, am mers cu toată deschiderea acolo să spun ce cred eu că ar trebui făcut ca să fie bine. Prima dată m-au ascultat, a doua oară au zis, mă, tovarășe, nu ce bine în funcția asta. Și a treia oară nu m-au mai ascultat. Dar cu doamna Cornea ați mai luat dialogul după 1 ianuarie 1990? Nu, n-am mai luat, deși am rămas față de doamna Cornea cu oarecare simpatie, adică nu... Chiar când a fost, nu știu ce, câți ani de la Revoluție, s-a făcut la Cluj, a venit domnul președinte Constantinescu, au venit reprezentanți, au făcut o manifestare la Casa Universitarilor și am spus câteva cuvinte, am recitat o poezie de-a doamnei Cornea, care era cam în sensul ăsta așa. Deci nu am avut, nu ne-am despărțit ca niște... Dușmani. Dar nu ne-am mai potrivit, pentru că am simțit că sunt niște interese și pe mine tocmai asta mă durea și tocmai asta m-a deranjat, că am crezut că după Revoluție va fi o perioadă de găsirea adevărului. Și un echilibru în toate. Sigur, a echilibrului. Dar s-a instalat o perioadă de haos. Și așa se întâmplă când cade o dictatură, să intre în haos. Și cu cei din fostul activ de partid și de stat ați mai avut ocazia să vă întâlniți? Da, cu unii am mai discutat. Cu domnul Marina am discutat, că era prim secretar la Bistrița și era în relații bune. Cu Zang, Grigore Zang, care, mă rog, a fost foarte apropiat de domnul Iliescu. Am mai vorbit cu anumiți oameni. La Cluj, să știți că au fost oameni de foarte bună calitate. Adică noi românii suntem un neam foarte ciudat. Eu am zis că acest popor a fost odată binecuvântat de principiu divin, dar și-a trădat binecuvântarea. Și-a trădat. Suntem un neam care avem în noi trădarea. Toată istoria acestui neam, de la Burebista până la Nicolae Ceaușescu, este un șir de trădări. Pe toți am trădat. Și pe noi înșine? Cum? Și pe noi înșine? Și pe noi înșine. Suntem un popor, întotdeauna o civilizație, o cultură, un neam, nu se poate distruge numai din interior. Orice putere este ca și sufletul. Orice forță care vine din afară nu-l poate nimici. Numai din lăuntru.
Și din această perspectivă, credeți că și Revoluția ne-am trădat-o sau idealul Revoluției? Se întâmplă un lucru. Freud în psihologia maselor spune un lucru extraordinar care s-a întâmplat și la noi. Zice, nici odată masele populare, nici o revoluție din lume nu au luptat pentru adevăr și pentru dreptate. Numai pentru ambițiile lor nesatisfăcute. Și așa a fost și la noi. Toată lumea a luptat că Ceaușescu nu ne dădea mâncare, că nu puteam pleca în străinătate, că nu știu ce era, adică pentru niște lucruri care am simțit că nu ne satisfac propriile noastre slăbiciuni. Pentru că am studiat pe urmă și ca artist, sigur că am studiat psihologia omului în primul rând. Nu poți să construiești un destin, să reconstruiești un destin dacă nu cunoști psihologia omului. Această ființă naturală care numai prin educație devine ființă morală. Înțeles. Deci fără educație rămâne o ființă naturală care are toate calitățile dobitoacelor. Și se vede treaba asta. În ultimii 30 de ani am asistat la multe lucruri care încet, încet au scăzut sentimentul patriotic, sentimentul național, sentimentul românesc. Spune Păunescu într-o poezie, suntem o colonie anonimă în care uneori mai năzăresc ecouri și năravuri băștinașe și amintiri de neamul românesc. Deci noi am realizat distrugerea în acești 30 ceva de ani, distrugerea amintirii de neamul românesc. Și din această perspectivă, Revoluția în sine sau noi înșine din această, ne-am autodistrus? Din această perspectivă, nu cred că e vina Revoluției. Pentru că revoluționarii, cum să zice, în principiu sau la început, au avut idei bune și au crezut că se va schimba, pentru că aici a fost o mare greșeală. O mare greșeală. Politica și manipularea occidentală prin Europa liberă, prin vocea Americii și prin alte lucruri, ne-au manipulat cum au vrut. Și asta fac și astăzi. Și credeți că cei care denigrează Revoluția Română sunt cei care și-au pierdut idealurile din cauza Revoluției sau privilegiile? Sau... Nu. Cei care, ei nu au crezut niciodată în această Revoluție. Dar, din păcate, sunt care au crezut și care nu mai cred. Pentru că dacă ești un om normal la cap, țara asta, de fapt, în această perioadă s-a sărăcit. Ca să distrugi un neam, primul lucru este să-l sărăcești. S-a făcut un studiu la Academia Română, care l-am citit într-o zi, cum zicea la de ce am avut și ce am pierdut, cum zice Maria la Ion, vezi Ioane, ce ai pierdut? Ei, așa a fost și la noi. Ce-am pierdut? Noi am avut fabrică de tractoare, am avut fabrică de camioane, am avut fabrică de locomotive, am avut fabrică de vagoane. Am avut fabrică de instrumente de forar, cum n-au fost decât două sau trei în lume. Toate le-am desfințat. Dacă ar fi să vă reproșați ceva vis-a-vis de cum ați condus atunci județul Clujul în decembrie 29, e ceva care vă nemulțumește și astăzi? Pe mine? Da, aveți sentimentul că ați luat o decizie greșită sau că puteați... Nu, n-am ce să regret, pentru că
Ce a fost, a fost și asta a fost. Intențiile mele au fost bune. Și am credeam, am și organizat, pentru că formațiunea Frontului Salvării Naționale era destul de pestriță. Înțeles. Oamenii care s-au înscris acolo. Deci în momentul ăla când s-a făcut Frontul Salvării, și eu eram... Nu-mi dădeam seama de fapt ce se întâmplă. Au intrat oameni care nu erau capabili să iau o hotărâre sau să înțeleagă rosturile Revoluției, rosturile acestei mișcări, care până la urmă e tot o lovitură de stat. Degeaba ne ferim de cuvântul ăsta. Ce înseamnă lovitură de stat? Venim noi care suntem împotriva statului, îi dăm jos pe aia care conduc și ne așezăm în locul lor. Asta în numele unor principii, în unor idearuri. Da. Care sunt complet diferite de ale celor care conduc. Păi asta e treaba. Da. Uite că idearurile nu s-au rezolvat. Învățământul. Noi am avut un învățământ extraordinar. Eu sunt dascăl. Și am făcut o școală de dascăl nemaipomenit de înzestrată cu cadre. Am avut niște profesori că nu puteai trece prin fața lor, care ne-au învățat, cum să spun, regulile învățământului și psihologia copilului, care astăzi nu se mai face. Toate necazurile noastre, după părerea mea, după Revoluție, este în neînțelegerea libertății. Sloganul fundamental la Revoluție a fost libertate. Ce facem cu ea? Libertate. Sau ce am făcut cu această libertate? Și după ce am primit libertatea, nici astăzi nu știm ce să facem cu ea. Primul lucru pe care Dumnezeu i-l-a dat omului a fost libertatea. Dreptul de a alege, că de fapt libertatea este o alegere. Nu există libertate. Libertatea are la capăt sclavia. Toți ăștia care au plecat atunci în străinătate și spuneau, am ales libertatea, erau niște troglodiți. Ei au ales sclavia. Pentru că și-au trădat țara, au mers acolo la alte valori, la altă limbă, copiilor au... Acum, zilele trecute, a venit un prieten la mine și zice, am fost în Grecia. Și? Zice, au fost români și din Spania și din Italia. Deci, domnule, au fost români din Spania. Ce caută românii ăștia în Spania? Ei trebuie să fie români din România. Ah, că merg în Spania două săptămâni, o lună, ca să vadă ce acolo, sau chiar muncesc, merg și muncesc un an de zile, doi, aia e altceva. Dar ca să vii din Spania și tu să vorbești românește cu nevasta ta și copilul să vorbească spaniolă, încă n-am văzut în lume așa ceva. Deci în vina în Revoluția Română din decembrie 89 ar putea fi vinovată pentru o decădere a statului. Nu Revoluția e vinovată, ci oamenii. Oamenii sunt vinovați. Oamenii sunt vinovați. Dom'le, suntem un neam care, în credința mea, nu funcționează numai sub dictatură. Deci am nevoie de un regim de autoritate. De o dictatură inteligentă. Luminată. Da. Nu trebuie să fie o... Iar dictatura comunistă, cum i-am zis noi, dictatura proletariatului, încumbă termenul dictatură, dar până la urmă, dictatura asta era o dictare în folosul vieții și a muncii. Societății. A muncii, a societății. Într-o anumită viziune. Tot. Ce a dictat Ceaușescu? Să facem baraje? Uite, acum e vorba să se vândă hidroelectrica. După 89, noi n-am pus o piatră la barajele de pe râurile noastre. N-am pus o piatră.
am folosit numai curentul. Și acum îl dăm la cineva să-l administreze, care va zice, domnule, eu fixez cât plătiți pentru curent. Păi mă, cine a făcut asta? Nu noi. Nu comuniștii le-au făcut. E o greșeală de înțelegere. Toți am fost comuniști. Și copilul din burta mamei a fost comunist. Și trebuie să ne asumăm istoria. Am văzut la Moscova, iau pe toți craii comunismului, Lenin, Stalin, toți sunt acolo în statui, nu i-au dat jos. Își asumă o istorie. Dom'le, asta a fost prostia noastră în perioada aia. Sau deșteptăciunea noastră, nu? Da, corect, în funcție. Nu putem să zicem acum, dom'le, am fost un neam care am făcut comunismul. Nu e adevărat. Pe mine m-au trimis de la școala de învățători acasă să-l lămuresc pe tata să se înscrie în tovărășire. Că altfel, și-am zis, tata, înscrie-te că mă dă afară de la școală. Deci tata n-a vrut să se înscrie. Da, de dragul. Și nici un român n-a vrut să se înscrie. Și tot Comitetul Central, uite-te din cine-s formați ăia care au fost atunci. Și... care au impus. Da, a fost un deci, domnule, istoric. Trebuie să judecăm istoria și să ne-o asumăm. Eu nu pot să spun că pentru mine a fost rău în perioada aia pentru că m-am format într-o școală extraordinară. Și școala de învățători, și școala de artă, și, cum să spun, cultura în care m-am format. Eu am cunoscut pe cei mai mari reprezentanți ai culturii românești. Pe Barbu, pe Unescu, pe Nichita Stănescu, pe toți ăștia care erau niște coloși, erau pentru români. Ce a spus Nichita Stănescu? Patria mea este limba română. Corect, patria mea este limba română. Iar noi spunem la televizor breaking news. Prime time news. Ce e asta? Nu există nicăieri în lume. N-am văzut. Domnule colonel, eu am bătut toată lumea din Noua Zeelandă până în Canada. Toate țările. În câteva n-am fost. Am fost cu un grup din ăsta de afaceriști care făceau schimburi comerciale și îmi plăteam partea mea și vedeam toate țările. Dar nicăieri n-am găsit să-și vorbească limba în altă limbă, cum a zis Păunescu. Și limba ne-o vorbim în altă limbă. Asta mă doare pe mine cel mai mult. Restul, las că... Borda într-o zi cu capul. Eu sunt de părere că un lucru care se perimează are un punct critic. Și limba este punctul da. Critic. În momentul când nu, când perimarea, când distrugerea lucrului depășește punctul critic, nu mai este cale de întoarcere. Deci merge spre dezastru sau e nevoie de o nouă revoluție? Exact. Dacă acești ochelari se sparg geamurile, gata. Trebuie pus alte geamuri. Nu mai putem să le folosim pe alea. Ei, aceeași treabă este și cu o lume, și cu o societate, și cu o națiune. O națiune, am spus și mai devreme, se poate distruge numai din interior. Și din interior, noi acum ne trezim că nu avem fabrici și uzini. Domnul Corona, noi am avut 34 de fabrici de zahăr. Știți câte mai avem? 2.5. Care împachetează zahărul adus din Germania. Nu știu dacă produc, nu știu dacă Bodu produce zahăr românesc, dar nu se mai cultivă sfeclă de zahăr. Deci trebuie să privim cu luciditate ce se întâmplă, că e în folosul nostru. Am avut uzine de aluminiu care lucrau pentru NASA. La Oradea a fost uzina de aluminiu care lucra, făcea aluminiu rezistent la frecări. Acolo își ridică câine piciorul acum și într-o zi se va face un mall unde a fost uzina aia de... Am avut uzine de prelucrare a oțelului, am avut fabrică de armament, de avioane. Nu mai avem nimic.
Acum ne trezim că nu mai avem nimic. Am avut școli cu profet. Ce s-a întâmplat cu comuniștii? Comuniștii la început au făcut niște greșeli extraordinare. În primul rând au distrus valorile. Au distrus și valorile umane și și o parte din valorile materiale. Dar cu timpul și-au făcut cadre. Școala aceea, așa, era, avea cei mai mari profesori. Întrebați-l pe Mazelu, că și domnul Mazelu cei mai mari profesori. Și-a făcut cadre și deja generațiile cu Ștefănescu, cu băiatul Ceaușescu, cu ăia care au fost după, erau oameni instruiți. Și mulți erau instruiți la școli străine. Acum ne-am distrus cadrele. Deci mișcarea a fost inversă. Niciun partid nu are rezervă de cadre. Se consideră că este o idee comunistă, da. Rezervă de cadre. Deci am întrebat odată că idee comunistă. Nu e idee comunistă. Nu e comunistă. Este necesarul unei organizații să vină din spate oameni pregătiți care să ducă mai departe idealurile. Toate organizațiile noastre de tineret au o mișcare revanșardă, un fel de, nu știu cum să le zic, așa, nu mai sunt democratice. O întrebare, Revoluția din decembrie 89 v-a schimbat viața dumneavoastră atât ca actor cât și ca om? A fost, sau nu? Sau, dacă ar fi să... Schimbând viața țării, mi-a schimbat și viața mea. Deci noi ne încadrăm în totalitate, în ceea ce este țara, ceea ce este neamul, ceea ce creează, în valorile pe care le creează. O vreme am trăit din osânza comunistă. Nu mi-e rușine să spun acest lucru. Erau regizori mari la teatre, erau patrioți, erau actori care recitau poezii patriotice. Sigur că au fost și recitări de curte, cum se zice, că așa era treaba și așa e și acum. Deci cel mai... am trăit o perioadă din osânza aia, încet, încet, generațiile s-au înlocuit și au venit generații mai puțin instruite, mai puțin cu spirit național. Ni s-a introdus ideea conștiinței europene. E o prostie. Eu nu pot forma o conștiință europeană dacă nu pot forma o conștiință națională. Intru în Europa ca națiune, cu un anumit fel de a exista. Da, cu scara mea de valori, cu trecutul meu. Cu... Și cu valorile, nu se poate. Un neam care nu-și mai evidențiază valorile, este un neam care cade, un neam care își pierde identitatea. Dar cel mai mult este batjocorirea limbii. Aici unde stau eu, în București, pe lângă piața Iancului, au fost 7 frizerii. Toate se numesc barbershop. De ce? Vin americanii să se tundă acolo? Nu, vin români. Barbershop. Măi, de ce ai spus? Ce e asta barbershop? Păi zice, loc de bărbierii, de tuz. Și de ce nu-i spuneți frizerii? Păi că toată lumea... La televizor... Când aud breaking news, mă, nu-s cuvinte românești. Pot să folosești un cuvânt, că limba se îmbogățește cu cuvinte din alte limbi. Avem și cuvinte franțuzești. Ați văzut ieri la întâlnire cum domnul președinte vorbea de lider. Lider nu-i cuvânt românesc. Românesc e conducător, e director, rector. Deci, decan, da, avem niște lucruri ale noastre. Asta îți repet cu Nichita Stănescu. Patria mea e limba română. Limba este cea care
unește un neam. Ori la această oră, peste 450.000 de copii români plecați cu părinții în străinătate, nu mai vorbesc limba română. Unii așa, că mai întrebam, vorbesc copiii limba română? Zice, înțeleg. Înțeleg. Stai, domnule, pot să înțeleg o limbă străină, pot să înțeleg, nu știu, Republica de Soră, burundeză, și să am câteva cuvinte din Burundia și să înțeleg. Dar ca să înțeleg limba mamei mele, aia trebuie să o știu și trebuie să fie în mine, să mă formeze și să-mi dea o anumită linie gândirii. Aici este problema. Noi am pierdut foarte mult creind în România un antispirit. Odată prin sexualitate, problema sexualității în România nu era ce astăzi. Eram creștini. Și totul era o treabă naturală. Prin dorința de putere, ai văzut partidele noastre, nu zic să luăm conducerea, ci zic să luăm puterea. Toate astea spun, să luăm puterea. Să ajungem la butoane. Ori cei care ocupă funcții de răspundere într-o țară, ei ocupă funcții de slujire. A țării și a poporului. Ei trebuie să slujească țara. În filozofia chineză, funcționarul care în loc să se ocupe de problemele funcției, se ocupă de problemele lui, se numește ticăloșie supremă. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile dumneavoastră vis-a-vis de decembrie 1989, pentru considerațiunile privind cum a fost. Am spus foarte puțin din ce ar trebui să spunem. Ar trebui să fim conștienți că suntem pe drumul căderii. Orbii conduc pe orbi și vom cădea cu toți în aceeași prăpastie. Să sperăm că vom reuși să ieșim din acest drum. Sunt două căi de a reuși întoarcerea. Ori o mare catastrofă care să ne unească, ori o altă dictatură. Nu le place tovarășilor democrați când spun acest lucru, dar asta e mersul unei istorii care se derulează invers. Îi trebuie o dictatură, îi trebuie un om care să te trimită unde să mergi să lucrezi. Nu să zici tu, dă-mi ajutor de stat, că de-aia e stat, când zicea Caragial, zice, de-aia e stat să ne dea. Nu, domnule, s-a distrus cultul muncii, domnul Corneanu. Și asta e adevărat. Ori, știți ce spune cineva? Omul care muncește este ca un flaut care armonizează. Ceea ce spus Eminescu odată, când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă. Și uite că ăsta este și astăzi. Eminescu are o chestie formidabilă care se potrivește la viața noastră într-un articol din Timpul. Zice, istoria vă va judeca pentru că ați distrus onestitatea dintre oameni. Am asistat peste noapte cum v-ați făcut milionari, fără să putem să înțelegem. V-ați pus capul pe umărul alegătorului și ați plâns. Și după ce v-a ales, v-ați luat funcțiile și senecurile bogate și ați uitat de alegător a doua zi. Ați întors obrazul spre străin, fără să vă dați seama că palma primită pe obrazul vostru a fost primită pe obrazul țării. Asta spune Eminescu, acum aproape 200 de ani. Asta se întâmplă în România acum. Deci noi nu mai avem în România români.
Mulțumesc foarte, mulțumesc foarte mult și vă doresc multă păi sănătate. Păi nu o să-mi dați dreptate, că așa trebuie, că dacă dați dreptate, nu-i bine. Da, mulțumesc foarte mult și ne oprim deci, aici. Vedeți, despre revoluție putem, sigur că revoluția ca revoluție, într-un fel era necesară, ea se putea face și pe o cale mai puțin violentă. Mai puțin violentă. Dar toate revoluțiile sunt violente. Dar rezultatul revoluției, adică dacă este o cale a binelui, aici este toată povestea, ori nu este o cale a binelui. Nu este. Eu, de exemplu, ca artist, dacă mi-a spus că am fost, dacă m-am schimbat, da, m-am schimbat. Am fost un artist important, am fost un om important și am devenit un om al nimănui. Pare. Așa, prietenii mai zic câte o prostie despre mine. Dar, vedeți? Deci trebuie văzute cu luciditate aceste lucruri și ar trebui să le hotărâm noi și nu străinii. Și asta este foarte adevărat. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă sănătate și succes în proiectele dumneavoastră. Dumnezeu să fie cu noi.